Un 1 iunie fericit au avut astăzi sute de micuți care au ales să participe la activitățile sportive organizate de primărie și Consiliul Local. Și vremea a ținut cu cei mici de ziua lor, așa că de la ora 10 s-a dat startul competițiilor în Parcul Central. Între concursurile organizate au fost cross, ștafetă, mers pe role, biciclete, jocuri distractive și desene pe asfalt pentru copiii de grădiniță. Chiar dacă scopul a fost distracția, copiii au concurat cu adevărat, luptându-se pentru premiile puse în joc. La final însă, cu toții au fost recompensați. La ce activități participi tu și colegii tăi astăzi? Role, ciclism și cross. Ați așteptat ziua de 1 iunie? Ce înseamnă pentru tine 1 iunie? Ziua mea, celebrarea celei mai importante zi pentru copii. Frumos. Crezi că e important ca cei din jurul tău, părinții, profesori, învățătorii, să vă acorde atenție de 1 iunie? Da, o zi deosebită pentru noi, deci da. Tu la ce activități participi astăzi? La cross. Tu? Îmi spui cum te cheamă? Udilă, la ce activități participi? La cross și la role. Ce înseamnă pentru tine 1 iunie? La ce te-ai gândit? Azi dimineață când te-ai trezit, cu ce gând ai pornit? M-am pornit cu că este o zi frumoasă și este o zi pentru noi și este o zi fericită. În primul rând dorim să felicităm cu această ocazie toți copiii din municipiul Reghin și să le transmitem un la mulți ani. În cursul zilei de mâine, în cadrul sălii de sport din Parcul Tineretului, vor avea loc competiții de basket atât pentru fete cât și pentru băieți. Ce înseamnă pentru tine ziua copilului? E o zi specială pentru voi? La ce activități participi astăzi? La bicicletă. La ce activități participi astăzi? La alergare. E o zi specială pentru voi? E ziua copilului? La ce te aștepți astăzi? Păi aș vrea să câștig. Pentru mine, 1 iunie reprezintă ziua copilului și de dimineață m-am trezit foarte bine. Bine dispus? Da. La ce activități crezi că vei participa astăzi? La cross. Ce înseamnă pentru un dascăl 1 iunie? Are o semnificație aparte? Pentru copii, în primul rând. Pentru că ei trebuie să simte, ei trebuie să se bucure, ei trebuie să știe că această zi este specială pentru ei, în primul rând. Și noi încercăm pe cât posibil să o facem pentru ei să fie plăcută, frumoasă, să se bucure. Este ziua lor, în primul rând. În ce activități sunt cuprinși copiii dumneavoastră astăzi? Astăzi, în special, am cuprins copiii în activități distractive, relaxante, ca să țină minte copiii această zi minunată. Mai ales că noi suntem copiii de la grupa pregătitoare și odată cu 1 iunie și cu finalul acestui an școlar ne luăm și la revedere de la grădiniță. Este bucuria lor și bucuria adulților, doamna educatoare? Categoric, în special și a mea și a adulților, a părinților. Pe această cale doresc să le mulțumesc. S-au implicat cu trup și suflet alături de noi și într-adevăr este și bucuria noastră. Dacă îi vedem pe ei fericiți și sănătoși, este bineînțeles și bucuria noastră. Patricia, ce faci astăzi aici? Desenez. Te-ai sculat bine dispusă astăzi? Îți doreai să participi la activitatea asta? Da. Ce reprezintă desenele tale, ne poți spune? Da. Te rog. Niște copii. Ai câștigat o etapă a cross-ului, cum a fost? Bine. Îți place să faci mișcare, sport, în general? Ce înseamnă pentru tine 1 iunie? Te-ai trezit astăzi bucuros că e ziua voastră? 1 iunie îmi place că e ziua noastră. De ziua copilului. Crezi că părinții tăi ți-au pregătit vreo surpriză? Un cadou? Da. Ai câștigat la cross, da? Te-ai pregătit? Îți place să faci mișcare? Da. Cum a fost? A fost greu? Nu, a fost ușor. Da? Ne-ați pregătit surprize astăzi, de 1 iunie? Păi bineînțeles, la prăjitorii. La prăjitorii, în parc. Dumneavoastră vă aduceți aminte de copilărie cu ocazia zilei de 1 iunie? Bineînțeles, că și noi am fost copii, suntem 5 frați. Da. La organizare și-au dat concursul și cadrele didactice care i-au însoțit pe copii pe tot parcursul zilei. Nici părinții n-au lipsit, fiindcă au vrut să se asigure că cei mici au parte și de susținere morală în întrecerile pentru primele locuri.